invitatul meu, Doru. Doru Isăroiu. Vrei să mă întreb dacă mi-e foame? Ridică-te. Te salut, bine te-am regăsit. Spuneți-mi dacă l-ați văzut vreodată cu Doru, pe Doru cu burtă, dacă el știe ce este aia burtă și am aflat și cum face. Ca în celebra scenetă. Secretul. Noi seara nu mâncăm. Aia e treaba, frățioare. Noi seara nu mâncăm. Da. Iar șpriț bem o dată pe săptămână. Da. Sâmbătă, ce nu? Să facem? Și foarte important, 3 mese ore fixe. Asta vezi de multe ori oamenii care masă, au servici, adică aleargă. Apa la cât? Până nopt. Până nopt. Da. Deci masa de seară e apă? Niște salată sau o felie de pâine, măcar o pâine prăjită. Și dacă te ia, bei apă. Apă, pentru că păcălești stomacul, da. Am înțeles ce zici? Da. A, da. Strugurile. Ci că seara nu e bine să mănânci fructe pentru că fermentează. E adevărat. Altă poveste. El nu le vrea fermentate, el vrea prelucrate. Am înțeles. Cu vinișor. De vară. Da? Am înțeles. Da, foarte bine. Da. Mergem mai departe, doamnelor. Doru are piesă foarte frumoasă. Da. Nu o să vedeți despre ce este vorba. Este împreună cu Alexandra Ungureanu. Și un amănunt pe care poate nu știa este în premieră la tine în emisiune videoclipul. Oh. Adică prima televiziune care difuzează videoclipul nostru este Prima TV în emisiunea Exclusivit. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Îl apreciem și Doru este parte din sufletul nostru, un băiat de toată isprava. O așteptăm și pe Alexandra Ungureanu când are ea timp. Ne-a zis că din păcate nu poate să vină, da. Are filmări programate. Am mai întârziat ea la noi, doar nu o să ne luăm noi din atâta lucru. Am înțeles. Bun. Tot așa, apreciind-o și spunând-o, ea fiind alături de ea, am mai întârziat. Bun, da, repet, acum, pentru că Doru este un om căruia îi place jocul și joaca, vrei să ne jucăm? Să tragem de rulet? Bănuiam că ai niște întrebări pentru noi. Toate sunt de perspicacitate. Nu e cultură generală. Rănim fără să ne mișcăm. Bă, asta parcă e poezie. Poezie. Rănim fără să ne mișcăm, otrăvim fără să atingem. Putem aduce atât minciuni cât și adevăr. Nu suntem niciodată judecați după dimensiune. Cine suntem? Ce rănește, otrăvește fără să atingă și poate să aducă și minciună, dar și adevăr? Zahărul alb. Genial! Domnule, nu cred că am nimerit-o, stai, nu cred, nu. Nu, poate fi acceptat ca răspuns. Deci da? Poate fi acceptat. Creează o minciună, pentru că ai senzația că e ceva bun. Exact. Creează și, și adevăr în sensul în care la momentul adevărului arată că ai pus niște kilograme în plus și te poate și omorâ, că de-aia te otrăvește. Bineînțeles. Da. Era vorba despre cuvinte, dar se acceptă și răspunsul. Okay. Bun. Bun. Cine în ploaie nu-și udă părul? Era să zic umbrela, dar nu, stai puțin, părul. Cine în ploaie nu-și udă părul? Uite-te la mine. Cine? Omul chelc. Bravo! Bun! Bă, nu i-am sugerat nimic, am făcut doar așa. Îmi așezam părul, altceva nu făceam. Foarte bine, Dorule, mergem mai departe. Ce poți vedea cu ochii închiși? Ce poți vedea cu ochii închiși? Visele. Așa, bravo, tată, bravo. Am nimerit-o? A? Nu vine să cred că nimerești. Stai, nu. Care nod nu poate să fie dezlegat? Da, avea o denumire, era un nod din ăsta celebru. Pe din care l-a tăiat Alexandru cel Mare, dar nu ăla. Nu? Ăla se numea nodul Gordian. Ok, nu bravo. A putut, nu era de nimeni desfăcut și a venit, o figură de stil. A tăiat nodul Gordian, adică a rezolvat ce era de nerezolvat. Okay. Dar așa, în zilele noastre, noduri de... Alt nod. Nodul... Vrei să-ți dau un pont? Care nu poate fi dezlegat. Da. Poți să-ți dau un indiciu? Ajută-mă. Tătăm. La nodul de cale ferată. Bravo, tata, asta e, ai văzut? N-am zis nimica. Am așa din când în când, fac ca trenul în emisiune. Adică emisiune de oameni sănătoși. Da, bun. La masă sunt. Ia uite-mă, mă sună cineva la telefon. Bravo, tata, sunt la emisiune, bravo. Deci, la masă sunt un cowboy, un gentleman și un filozof care practică yoga. Câte picioare sunt pe podea? 6. A, nu, stai puțin, dacă sunt yogin, tot 4 picioare, că yogin stă așa în poziția de lotus, nu? Stai că eu am făcut yoga, fac yoga de la 15 ani. Ar putea fi, fii atent. Unde își pune cowboy-ul picioarele? Pe scaun, așa, ca un... Bravo, deci nu e jos. Deci rămân 4 picioare. 4. Și la yogin la Domnul fel. Domnul care este filozof, cum ține picioarele? Filozoful. Uite-te la mine.
Picior peste picior. Deci unul. Unu, da. Și aici cinci. Zice că filozoful meditează. Da, yoginul. Da, yoginul. Deci levitează, stă așa levitează, în lotus. Levitează, deci unul, bravo. Ah, bun. Înțelegi? Bun, mână da. Ține într-un picior, ghișu percăcei. Foarte frumos, bravo. Ce ai mai făcut? O să te pun la nouță, avem un videoclip frumos regizat de un prieten de-a nostru, Constantin Cinjic, cu Alexandra Ungureanu, bineînțeles. Și avem reacții foarte, foarte bune la piesă. Aproape zilnic are 10.000 de vizualizări. Avem de câteva zile 50.000 de vizualizări. Și crește piesa și feedback-uri foarte bune de la toată lumea. Păi e foarte bine, doamnelor și domnilor. Foarte, foarte bine. Dau o tocăriță mănânci? Carne doar la prânz. Am trecut de prânz, dar pot să fac excepție pentru Doamne, voi. Doamne, Dumnezeule. Hai. Nu, că care e chestia? Că vorbeam de mâncare la început emisiunii. Carnea se digeră între 8 și 9 ore, legumele 2-3 ore. Adică e foarte simplă povestea. Domnul profesor Stroiescu este ghid spiritual, da, ca să zic așa. Am mai mulți pe care urmăresc și din nutriție și din alte zone și încercăm să avem grijă. Așa se menține omul frumos, mă, nu ca noi. Să ne scăpăm în toate alea. Până cântăm? Când cântăm, vino încoace, dragul meu, Doru. Roata este a ta. Învârte și după aia o să vedem ce ni se va întâmpla. Hai să vedem cu forță. Știi Luca Danhelciu mai... care era să-mi rupe roata. Știu că am mai fost la tine la roată. Să vedem ce ne iese acum. Aia e treaba, că ne-a plăcut cu tine. De asta hai. Ia să vedem. Hai ceva ușor. Hai ceva așa, ușor. De 6 martie. Imită. Asta am mai făcut o dată. Jură-te că da, Claudia asta zice mai... că data trecută ți-a picat și data trecută. Odată, dar hai să mai dăm, nu, că nu se pune. Asta îmi place data la el. Data trecută că... l-am imitat pe Anzapele și a fost foarte bine, așa că hai să... Bravo! Ai văzut, putea să scape la fel de ușor, dar n-a făcut-o. N-am vrut. Dacă îți mai pică odată, imită muși de roata asta. Ia. Deci nu cred că există așa ceva. Ia. Nu pot să cred așa ceva. Nu, ai scăpat de provocare. Am scăpat, da, e albastru, gata, o văd. Ai scăpat. Am scăpat, da? Da, asta ai scăpat, ai scăpat. Păi nu, că dacă pe prima ai fost gentleman și ai zis, ba, am mai făcut-o, dacă ai scăpat, ai scăpat. Vrei tu ceva așa să faci? A scap prea ușor la tine în emisiune, mai vin. Da, mai vine, da? Nu scapă, îl servim după aceea. Mănâncă ce vrea el, mănâncă exact că trebuie. Piesă nouă, Alexandra Ungureanu, Doru Isăroiu, clip în premieră la noi, foarte tare. Noapte întregi te-am visat, o viață te-am căutat. Nu știu cât a durat în ani lumina. Tu nu mă auzeai, indiferentă priveai. Frumoasă și rece erai. Violet, eu nu am fost perfect.